Criza migranților de la granița Mexic-SUA continuă. Sute de migranți au luat cu asalt punctul de frontieră El Paso, unde au rupt sârma ghimpată și s-au luptat cu forțele de securitate americane. Val masiv de migranți la granița Mexicului cu Statele Unite. În jur de 600 de migranți au luat cu asalt punctul de frontieră El Paso, unde s-au luptat cu forțele de securitate. În încercarea disperată de a intra în Statele Unite, migranții, în marea lor majoritate bărbați, au rupt sârma ghimpată și au dărâmat gardurile de la frontieră. Încă de la începutul săptămânii, Curtea Supremă a Statelor Unite a permis prin lege autorităților din statul Texas să rețină migranții care trec ilegal frontiera. Casa Alba a criticat decizia pe motiv că aceasta va genera haos la frontiera cu Mexicul. Legea semnată în decembrie de guvernul texan creează o infracțiune penală din intrarea ilegală în Texas dintr-o țară străină și este pedepsită cu 6 luni de închisoare sau până la 20 de ani în caz de recidivă, oferind autorităților statului puterea de a aresta migranți și de a-i expulza în Mexic. Aceasta este contestată de Departamentul de Justiție și ONG-urile care sprijină imigranții.